FC Argeș a reușit prima victorie din acest sezon competițional după ce s-a impus cu 2-0 în confruntarea de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi OSK. În urma acestui succes, piteștenii au luat o gură importantă de oxigen, reușind să urce pe locul 12 al ierarhiei. Albi-violeții au deschis scorul după 36 de minute prin Cristi Dumitru, care a reluat în plasă o minge centrată de pe partea stângă. Echipa din Trivale putea intra cu 2-0 la cabine, însă Turda din interiorul careului a lovit bara porții lui Nixuli. Replica covăznenilor a venit prin Golovka, însă șutul acestuia nu a nimerit spațiul porții lui Greb. După pauză, Turda a majorat diferența pe tabelă după ce l-a învins pe Nixuli cu o lovitură de cap din cornerul executat de Tănase. Cu acest succes, FC Argeș a ajuns la 4 puncte și a egalat-o pe Sepsi în clasament. Am întâlnit astăzi un adversar foarte bun, un adversar cu o calitate deosebită, cu jucători foarte buni, jucători care au jucat în cupele europene, chiar dacă au ieșit foarte, foarte repede, dar este un club care are un cuvânt greu de spus în campionatul românesc și anul trecut a jucat în play-off. Cu siguranță își vor reveni și anul acesta vor fi o candidată pentru play-off, dar de data aceasta echipa a arătat mai bine, a arătat multe plusuri. Am reușit să închidem spațiile așa cum ne-am propus și am pregătit întreaga săptămână. Am pregătit această minge lungă pe care o joacă foarte bine și această agresivitate și am reușit să câștigăm în primul rând primul duel, mingea a doua și să ieșim din zona de pressing extrem de ușor în zonele laterale. Am folosit arma contraatacului pe care și sezonul trecut am folosit-o foarte bine și am reușit să scriem de două ori. Am mai avut și alte ocazii, dar la fel de adevărat că și adversarul și-a creat de asemenea ocazii. Felicit grupul întreg pentru toată atitudinea. S-a schimbat ceva după meciul cu Rapid. Băieții sunt cu totul și cu totul altfel. Am făcut o analiză pertinentă, o analiză la rece. Poate că am găsit, vreau să cred că am găsit problemele, am identificat problemele care erau și echipa să arate de la meci la meci mai bine, pentru că au fost și anumite momente ale jocului care puteau fi cea mai bune. Următorul meci al echipei din Trivale este programat sâmbătă, 21 august, de la ora 21:30 pe propriul teren cu CFR Cluj, campioana României.